Potrivit datelor recensământului populației și locuinților din 2011, peste 8.000 de sălăjeni figurau la acel moment ca fiind plecați din țară pentru cel puțin un an. Cei mai mulți, peste 3.000, au ales să muncească în Italia, 2.438 în Spania, 566 în Franța, iar în Ungaria, 506. Mulți dintre ei și-au lăsat copiii acasă în grija bunicilor, a mătușilor ori chiar singuri. În evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția a Copilului există în acest moment aproape 800 de copii lăsați în țară de părinții plecați la muncă în străinătate. Violeta Milaș, directorul instituției, spune însă că cifra nu este una realistă, pentru că acestea sunt doar cazurile aflate întâmplător de lucrătorii direcției. Cei mai mulți copii ai căror părinți sunt plecați din țară sunt din comuna Bobota, din satul Derșida, unde întâmplător sau nu există o mare comunitate de romi. Aici sunt, potrivit datelor, direcției 51 de cazuri în Comuna de apar în evidență 50 de cazuri, în Crasna 49, în Gorbou 41, iar în Bălan 37. În orașe cei mai mulți copii cu părinți plecați sunt în Jibo 24 și zalo cu 20. Violeta Milaș spune că o situație reală referitoare la amploarea fenomenului ar putea fi creonată odată cu intrarea în vigoare la începutul acestei luni a legii pentru modificarea și completarea legii numărul 272 per 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, prin care părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii minori acasă sunt obligați să desemneze o persoană majoră din familie care să se ocupe de întreținerea acestora pe toată perioada absențelor, în caz contrar urmând să fie sancționați cu amendă cuprinsă între 500 și 1000 de lei. Directorul direcției spune că noua lege, deși vine cu prevederi bune, ar putea avea efect zero din cauza numărului insuficient de asistenți sociali care să monitorizeze cazurile respective.